Sucevenii pot primi supliment financiar pentru energia consumată. Chiar dacă formularele clasice au fost deja distribuite, de pe 11 octombrie vor ajunge la asociațiile de proprietari și cererile cu pagini în plus, care trebuie completate pentru acordarea noului sprijin. Primarul Sucevei, Ion Lungu, își dorește ca sucevenii să treacă cu bine iarna ce vine, subliniind că în ultimii 2 ani lucrurile au mers bine, dar au venit aceste scumpiri care ne dau peste cap. O problemă foarte importantă este asigurarea căldurii în municipiul Suceava. Și avem mari probleme aici. Sigur că, în primul rând, această sarabandă, scumpire la energia electrică, la gazul metan, sigur, eu nu sunt avocatul celor la bioenergie și totuși este o societate care asigură în serviciu de interes public, asigură încălzirea în orașul Suceava. Deci problemele astea imposibile. Ei astăzi vând energie electrică în sistem cu 160 de lei și o cumpără cu 400 de lei. Deci nu poți să mergi pe ideea că te compensezi acolo. Deci fac această energie cu eficiență, de înaltă eficiență energetică, o vând cu 160 de lei și o cumpără cu 400 de lei din sistem. Este lucru imposibil, adică poți să nu se închid la fel scumpirea gazului metan. Tocmai de aceea am avut o discuție săptămâna trecută, m-am dus la cunoștință primului ministru acest aspect. De față a fost domnul președinte al Consiliului Județean Gheorghe Flutur. Este o situație delicată în care guvernul trebuie să intervină, să ajute cumva, să sprijine cumva să putem trece această iarnă. Vă spun că lucrurile sunt destul de delicate. Noi am început și am dat în forma clasică formularele de anul trecut pentru acordarea subvențiilor pe privești gazul natural, sistem centralizat gaze naturale, energie electrică, lemne. Între timp a venit această posibilitate de a primi supliment pentru energie. Cei care au cel ajutor de încălzire pot să primească conform legii 226 din 16 septembrie 2021 și un supliment pentru energia electrică. Sigur, pentru cei care au un venit minim lunar de 1386 de lei pe fiecare membru din familie sau 2053 pentru persoanele singure. Și acest supliment este de 30 de lei pentru consumul de energie electrică, 10 lei pentru consumul de gaze naturale, 10 lei pentru consumul de energie termică, 20 lei pentru consumul de combustibili solizi și petrolieri. În situația în care singura sursă de energie este energia electrică, suplimentul este de 70 de lei pe lună. Ca atare, fac apel la cei care se încadrează în aceste limite, deci repet din nou, 1386 veniturile pentru fiecare membru de familie și 2053 pentru persoane singure, să se adreseze la primărie, la pe vechiul circuit. Acum noi, sigur, distribuim din nou aceste formulare în cursul zilei de luni, în care este posibilitatea, apar pagini noi și se completează și pe lângă ajutorul încălzirii clasic și acest supliment de încălzire. Deci rog pe cei care se încadrează în aceste plafoane, aceste limite, să iei legătura cu asociații proprietari la caz la caz pentru cei care sunt în sistemul centralizat, pentru gaz, metan, energie electrică, pentru cei cu alte tipuri de încălzire la primăria municipiului Suceava din cartierul Burdujeni. Da, sperăm să ne ajute Dumnezeu să trecem această iarnă, deci nu este simplu și sigur că, vă spun, a mers treaba foarte bine în ultimii 2 ani de zile, a venit aceste lucruri și ne-a dat peste cap. Reamintim că în baza legii cu numărul 226 din 16 septembrie privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, sprijin financiar la încălzirea locuinței de 100% din valoarea de referință se acordă familiilor cu venituri mici.